Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Dragii mei, bună. Astăzi ne-am hotărât să vă scoatem în oraș la o cafea! Este de dimineață, dragii mei, și am zis că în fiecare zi bem cafeaua tot acasă, tot acasă, cu voi, de cele mai multe ori, după cum bine știți. Dar am zis de data aceasta să ne bem cafeaua de dimineață în oraș, să o scot pe mama în oraș, la o cafenea frumoasă. Și să ne bem acolo cafeaua, nu, mami? Da, merem în oraș și bem cafeaua cu Maria și vă luăm și pe voi cu noi să beți cu noi. Cum bem acasă, așa bem și în oraș, cu voi. Așa că haideți cu noi să vedem unde bem cafeaua de data asta. Da, deci o să ajungem la local și vă arătăm. Am ajuns la cafenea. De data asta o duc pe mama la o altă cafenea, Segrafredo se numește. O duc aici pentru că aici e o cafea foarte, foarte bună. Una dintre cele mai bune cafele italian, nu? Așa că mergem aici, priviți ce avem în geam. Hai să mergem cu mama. Vrem unde vrea mama să stea. Aici. Ne-am privit, ne-am așezat, au venit și meniurile. Acum să vedem ce o să ne comandăm. Ne-am așezat, au venit și meniurile. Așa că o să vedem ce o să bem, încă nu știm. Priviți, avem și serbele aici. Mami, știai că există bere Ziman? Da. Da? Uite, eu acum am este, văzut. Este, este o bere, fabrică Ziman. De bere la Ziman, de unde da? Mi-s eu, da. Și cineva lucra acolo, de la noi din sat, și m-a zis. Ce tare, uite, da, noi nu știam că există bere Ziman, voi știați? Da. Așa arată meniul. Asta e cu mic dejun, poți să iei și mic dejun dacă vrei, mami, că așa da. E dimineață, n-ai mâncat. Și e foarte bun aici, am mai mâncat aici mic dejun, e superb. Poți să-ți alegi ceva, uite. English breakfast sau ce vrei tu. Uite, poți să-ți iei ou, așa, papară, știi, panini, sandwich. Poți să te uiți la ceva și poți să-ți iei și ceva pe lângă cafea. Deci ne uităm și o să ne hotărâm. Mama s-a hotărât, o să ia un English breakfast și să vedem ce cafea mai vrea mama. Deocamdată English breakfast. Unu? O bucată, da, și ne hotărâm și la băutură. Bine. Mersi. No, o să-ți aduc ăsta și să vedem, mami, cafeaua. Am comandat, am mai comandat un cappuccino și o limonadă exotică, ceva nou. Și mama, dacă tot a venit, oricum ea așa băut medicamentele, dar din păcate nu a mâncat pentru că este foarte de dimineață, nu am apucat. Și atunci am zis să-și iei și ceva pentru micul dejun. Nu, mami? Da. Mai încercăm ceva nou, mai schimbăm ceva, mai tot acasă, tot aceeași mâncare ne-am săturat, mai vrem și noi ceva, wow! Da, ceva din păcate se aude muzica asta pe fundal, acum sper să pot să rezolv chestia asta cu YouTube-ul, să vedem. Sperăm să nu vă deranjeze nici pe voi prea tare, dar nu avem ce să facem. Peste tot e muzica acum, oriunde merg, nu există să nu fie muzică, dar nu știu, o să facem cumva să nu se aude. Nu, o să se audă, dar să vedem cum fac când îl încarc pe YouTube, acolo o să fie problemă. Da, o să vedem. Încercăm, dacă cumva nu reușim, o să înregistrăm voce peste. Da, vedem. Oricum, noi suntem bucuroși. Mami, cum te simți? Îți place aici? Îți place da, localul? Foarte fain. Chiar de dimineață, în răcoară, înăuntru. Am ales înăuntru, nu afară. Că afară e multă lume și deja afară e cald. Da, este foarte cald deja. Este undeva la ora 8:30-9 dimineața. E aer condiționat, e răcoară, chiar e plăcut. Și am zis să stau undeva unde e răcoară. Singurul lucru ce ne deranjează, muzica. Da. Uite ce frumos s-au făcut peretele ăsta cu toate orașele, Singapore,
Hong Kong, Timișoara, Cluj, Paris, Arad. Aici, foarte mult, frumos. Când eram eu copil, locul ăsta unde stăm noi acum, aici era o cofetărie, nu știu cum se numea exact numele, nu știu dacă nu era Delis. Vineam aici și luam prăjitură. De aici am luat tortul. Când mai tare, născut, mami, că nu te auzi. Când s-a născut sora mea, aia mică, maica mea a zis că no, de data asta nu mai facem noi acasă, cumpărăm tot de-a gata. Atunci nu era moda să pun verzi și să... Atunci, când eu născut, făcea, mai ales la țară, niciodată n-am cumpărat. Da. La comandă. Și am zis, mami, eu știu unde este tortă, poți să iei la felii și faci la tortă. Și așa era o tortă, dar era feliată. Și era de nucă, de vanilie, de ciocolată, deci era și feliată, așa, foarte fain arăta. Și zice mami, sigur, te descurci, da, dăm bani că eu mă duc în Arad, eu eram deja la liceu. Și eu cumpăr torta. Și, dragii mei, nu uit niciodată, am cumpărat o tortă de cinste. Primulada? Aici. Mersi. Primiți, au venit și băuturile. Aceasta este limonada exotică. Wow, și acesta este cappuccino. Inimioara. Da. Uitați. Uitați așa că vreau și eu să... Așa. Deci cam așa arată cafeaua. Arată foarte, foarte bine. Da. Este extraordinară cu inimioara, cu pahar negru. Da, e foarte fain, capă, se vede că e faină. Și vreau să vă spun să dat ideea cu torta. Eu ce am făcut? Eu n-am luat de un fel ca să fie o tortă întreagă. Eu am luat din fiecare felie și mi l-a pus așa roata, să fie rotundă. Dar atât de bine o arătat, așa de doamne, dar au fost din trei feluri compusă. Dar erau felii și lipit una de alta. Deci era rotund, era foarte fain, dar era din trei culori. Așa frumos arăta, nu uit niciodată. Deci aia era ceva wow. Și maică mi-a s-o mirat de mă, de acum ai știut să le comaz așa. Vezi, hai să încercăm și limonada. A mea este cu mango, cu guava. E exotică, deci trebuie să fie bună. Mami, gustă și tu cafeaua. Să vedem dacă îi place mamei cafeaua. Hai să bem din inimă. Da. Să vedem. E bună? Îți place? Ne bucurăm. Chiar e fain, e tare. O beau fără zahăr, vedeți? Mă duc zahăr, dar nu pun zahăr. Nu... Și acum o să gust și eu limonada mea. E acră, dulce, un gust ciudat, dar bun în același timp. E refresh, îți dă așa energie. Deci e bună limonada, merge. Haideți la limonadă. O să vină și micul dejun al mamei și o să vedem. Important e că i-am trezit, am venit în oraș, la aer curat de dimineață, poate ne mai plimbăm puțin. Și ne săpurăm în continuare cafeaua. Haideți și voi la cafea. Uitați-vă aici să vedeți, am zis la Maria că e ulei de dovlea. Vă zis Maria, nu mami, că e oțet balsamic. E oțet balsamic și ulei de măsline, sare, piper, ca la orice restaurant. I-am zis că ăsta e oțetul și ăsta e uleiul, dar e ulei de dovlea. Și zice la Maria, nu, invers, mami. Calul frumos, acum nu e chiar atât de multă lume pentru că e de dimineață, dar arată drăguț localul, zicem noi. Important e că are geamuri foarte mari, e foarte luminos, e spațios, aerat și e simplu, așa, foarte simplu decorat. Nouă ne place, acum sperăm să vă placă și vouă. Și cafeaua foarte bună. Nu, mama? Da. E masa mică. Mama așteaptă să vină micul dejun, dar ăla mai durează că îl face pe loc.
Să știți că noi n-avem obiceiul să mâncăm așa des în oraș, foarte rar, dar ieșim rar, dar când ieșim, adevărul cu Maria, totdeauna bem, mâncăm ceva, deci cu ea... Apoi acum dacă ieșim și rar, ar fi culmea, nici să, ce, să ți-au o apă plată? Să te țin pe o apă plată, mami? Aia-i vrea. Trebuie să ne răspățăm. Exact. Da. Așa că e foarte fain. Dragii mei, chiar vă invităm și pe voi să mai ieșiți în oraș, să ieșiți la o cafea, la un suc, la o... chiar și la o apă, de ce nu, dacă vă place, o limonadă. Da, acum, pune pe zihar. Acum, știți cum e mai de mult, dacă mâncai pe ziar, la sapă, acum mânci la restaurant, pe ziar. Bine, asta nu e ziar, asta e special pentru așa ceva. Știu, dar am zis așa, la nu. Și mai de mult, când meream la sapă, duceam cu noi plisă, roșie, ceapă și întindeam pe ziar, dar ce e față de masă, ce e ăsta, ziarul? Da, și acum mâncăm la restaurante pe ziar. Poți să vorbești mai tare, mami, că toată lumea urlă pe aici. Da. Și tu nu te auzi, poate. Eu am buce acum, când am mâncat, după ce mânc, să vedem ce voce. Exact, atunci vine vocea lui mama. Pe smoleșită, n-am băut apă, n-am mâncat, numai ce m-am trezit, deci normal să fiu fără voce. Când o să mânc, o să beau, o să-mi revină tot cheful, vocea, o să fiu mai virbă, așa e. Deci revenim când vine mâncarea mamei, da? Să vă arătăm și vouă. Dragii mei, între timp a venit și micul dejun al mamei. Este mic dejun englezesc, ce ai acolo, mami? Bacon, ciuperci, brânză, fasole, roșii, cârnăciori și două ouă ochiuri, nu? Ok, fasolea singura ce nu-mi place. Dar să mânci fasolea, că asta e bună, e făcută altfel. E fasole cum o mănâncă englezii, ea gustă. Da. Ei mănâncă fasole la breakfast, la micul dejun englezii. Hmm? Poți să pui și un pic de oțet balsamic pe ea, o faci mai bună. Și peste roșii să pui oțet balsamic, acolo e piesă. O învăț pe mama să mănânce englezești. Și ce e? Poți să pui sare, oțet, ce mai lipsește. Și a venit puțină pâine. Cârnăciori. Ia să vedem dacă îi place mamei. Și arată cârnăciorul. E bun, mami? Asta se mănâncă toate împreună. Încearcă să-ți pui din astea pe roșii, să vezi. Așa, spre-ați pe roșu. Ce tare. Hai să vedem. Da, cred că ai pus prea puțin. Simți? E foarte fain. Foarte puțin. Și poți să pui și ulei de măsline pe ele, știi? Și cu oțet balsamic, e super. Așa. O învăț pe mama să mănânce. Nu că ea n-ar ști acum, glumim și noi. Așa, mama, vezi? Dar nu iese, e stricată. E stricat? Serios că e stricată. Văd, văd, acum a ieșit. Acum. Bun. Atât. Vedem acum. Cum a pus să puși? Hm? E nesărat. Nu trebuie și sare, deci. Bine, eu nu nesărat. Dar nu are deloc. Dar nu are deloc. Da. Gustă și din ou, din bacon. Asta e aici ai bacon. Ceva din jos, ce? E ciuperci, mă. Am crezut că e altceva. Asta e ciuperci, altfelie de bacon, cărnat din asta.
Tocmai bun e micul nostru dejun tradițional românesc. Cred că e cel mai bun din lume. O să vedeți că chiar o să vă fac un platouaj. Să vedeți. Deci să ții minte platoul ăsta de la restaurant și să fac și eu tot una mică, nu mare, ca la nuntă. Una așa mic de dimineață, să vedeți. Și nu o să fac cu ceva sofisticat, simplu, să vedeți diferența. Face și în casă. A costat 27 de lei acest platou, dacă ne întrebați. Și o să vedeți ce putem să facem și acasă. Și cu ce preț, cu ce buget. 27, ține minte. Uite, o să iei. Chiar o să fac o mică... În 27 de lei să vedem ce platou putem să facem. Exact. Chiar, uite, azi o să punem un titlu, o să facem un meniu, adică un platou în valoare de 27 de lei. Exact, o să... Deci țineți minte, am fost la restaurant, am comandat acest platouaj la 27 de lei. Ați văzut și dumneavoastră ce conține. Și acum, în următoarele zile, mama o să vă facă un platou acasă, tot în valoare de 27 de lei, să vedeți ce conține. Da. Deci, mami, acum servești? Da. Ați avem pită prăjită. Mm-hmm. Poftă bună, mama. O lăsăm pe mama să mănânce și apoi revenim. Ne-am privit, dragii mei. Mama a terminat. Da, am gătat micul dejun. Să știți că nu a fost bun, dar nu-i ceva wow. Ochiuri de ou, nu e mare lucru. Deci o să vedeți, v-am spus. Bine, eu am mâncat că trebuia să mănânc, v-am spus că eu acasă n-am mâncat, n-am băut și trebuia și dacă mi-e pe drum, trebuie să mânc ceva. Ați văzut, n-am mâncat ceva greu, ceva ăsta, am vrut ceva ușor și a fost bunice, dar nu, cum v-am spus, nu-i ceva să te deie pe bază. Așa, ce să vă spun, vine și voi și încercați. Adevărul nu e o avere, 27 de lei, dar asta se întâmplă odată de două ori bani, atâta, eu zic că oricine permite. Așa că, dragii mei, haideți și voi la segat. Important e că am ieșit, că v-am luat cu noi, ne-am băut cafeluța, limonada, am mai stat la povești aici, ne-am mai relaxat, afară este timp frumos, e o vreme foarte caldă chiar. Deja e dimineața, dar deja este foarte, foarte cald. Așa că noi... Da. Noi ne bucurăm că am putut să împărtășim și acest lucru cu dumneavoastră. Sperăm să ne urmăriți în continuare, să ne lăsați părerea dumneavoastră în comentarii, să ne spuneți dacă v-a plăcut localul, dacă v-a plăcut cafeaua, mâncarea și așa mai departe. De asemenea, vă invităm să apăsați butonul de like, ne ajută foarte mult. Și să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o, pentru că noi postăm în fiecare zi videoclipuri noi, apăsați clopoțelul și atunci veți fi notificați de fiecare dată când postăm ceva nou. Noi încercăm să fim cât mai aproape de voi, să venim zi de zi cu lucruri noi, cu rețete noi, gustoase, simple, delicioase, făcute în casă. Vă mai arătăm momente din viața noastră, vloguri, cumpărături, ieșiri și așa mai departe. Noi sperăm că vă place, vă mulțumim pentru toate comentariile dumneavoastră frumoase. Spune, mami! Am băut cafea cu voi, uitați că a fost extraordinar de bună, foarte bună, chiar super bună, m-a plăcut foarte mult și mă bucur mult că am putut nu numai acasă, ci în oraș să bem cu voi. Așa că dacă n-ați băut-o, faceți-o repede și beți cu noi cafeaua. Exact. Însă suntem aici, n-am plecat, mai stăm câteva minuțele și o să plecăm, o să vedem încotro o luăm, nu știm încă, dar o să vă arătăm. O să ne mai plimbăm, mai avem ceva treabă de rezolvat în oraș, aia din păcate nu o să putem filma, dar o să vedem. Probabil o să venim cu un alt vlog, dacă mergem... la cumpărături, o să mergem probabil în la cumpărături în Piața Mică, dar o să venim într-un alt video, pentru că nu vrem să le legăm, o să postăm un alt video
și o să vă arătăm cumpărăturile din minunata noastră piață. Pentru acum este vară, piața e plină cu de toate, îți încântă ochii, privirea, sufletul. Și noi preferăm, așa ne-am făcut un program, ca măcar o dată pe săptămână să încercăm să mergem în piață, să cumpărăm produsele noastre proaspete, românești, direct de la țărani. Și credem noi că facem bine ceea ce facem și bineînțeles că vă luăm cu noi, ca de fiecare dată. Așa că noi ne bucurăm, dragii mei, că am putut să ieșim, am putut să luăm și pe voi cu noi, să bem cafea împreună, să ne împărtășim bucuria noastră cu ale voastre, să vă întâlnim ochii, să vă luăm cu noi. Ca de obicei, știți că de fiecare dată venim cu ceva pentru voi, așa că și de data asta am arătat unde am fost, așa că sper să vă bucurați. Acum noi mai stăm un minuțel și după aia plecăm, dragii mei, și vă lăsăm. O să revenim cu un alt vlog. Da, sperăm că v-a plăcut alături de noi, că v-ați simțit și voi bine, noi ne-am simțit bine. Mami, ți-a plăcut aici? Te-ai simțit bine? Da. Deci, de când în când mai ieșiți și voi, dragilor, beți-vă cafeaua, ceaiul, ce beți voi în oraș. Exact. Ne ajută pentru creier, pentru relaxare, e foarte bine. Nevoie, pentru picioare, pentru gândurile astea care ne dovară, mai rog gândul de la casă, de la stres, de la toate care se adună și mai uităm de casă și mai ne bucurăm un pic. Da. Se poate. Așa că noi acum vă lăsăm, dragii mei. De noi o să plecăm acum și vă lăsăm. O să plătim, bineînțeles, cerem nota, după care o să plecăm. Noi vă mulțumim din suflet că ne-ați fost alături, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă invităm să ne fiți alături în continuare și la următoarele videoclipuri pe care le vom posta. Până atunci noi vă pupăm și vă spunem la revedere. Vă pupăm, pa, pa!